a început programul Bărcile de Salvare la Astra Film Festival, în cadrul căruia spectatorii pot vedea filme proiectate pe un ecran uriaș amplasat între morile de vânt. În această seară, cei care vor veni la film vor urca în bărci pe acordurile fanfarei 10 prăjini. Iar după vizionare, începând cu ora 22, se vor putea bucura de un concert unic oferit de Corina Sârghi și Tarafu Jean Americanu. Programul special Bărcile de Salvare a debutat aseară cu proiecția anchetei Genocidul stejarilor seculari, realizat de Alex Nedea, jurnalist Recorder. Astăzi, publicul poate viziona în premieră un reportaj realizat de Paul Anghelescu, de la România Te Iubesc, despre incendiile de păduri din Grecia. Iar mâine, un documentar realizat de Alex Dima, ProTV, România Te Iubesc, despre modul în care se fură în pădurile din jurul Sibiului. Statuia baronului Samuel von Brukenthal a fost amplasată în Piața Mare a municipiului Sibiu. În prezent acoperită, statuia urmează să fie dezvelită sâmbătă în prezența președintelui Klaus Iohannis. Păurită de sculptorul Dea Carpat din Oradea, va fi dezvelită în data de 11 septembrie, începând cu ora 12. Amplasarea statuii lui Brukenthal este simetrică față de aceea existentă a lui Gheorghe Lazar, aflată la intrarea în Piața Mare dinspre Avram Iancu, fiind orientată cu fața către Piața Mare. Lucrările noi creșe din cartierul Ștran din municipiul Sibiu au intrat în linie dreaptă. Construcția este ridicată pe terenul liber de lângă școala gimnazială numărul 1 de pe strada Hațegului, investiția ridicându-se la 820.000 de euro. Creșa va fi dotată cu 7 stele de clasă cu o capacitate de peste 100 de locuri, va avea o bucătărie modern utilată, vestiare pentru personal, un cabinet medical, o spălătorie, o sală multifuncțională și spații administrative. În curtea noii unități școlare vor fi amenajate un loc de joacă și spații verzi. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.